mașină de cel de surci. Sub egida este Eurofashion un termis desfășurat de companie care se intitulează Bună Ziua. Avea de drept scop apropierea poliției de către cetățeni și menținerea unui spațiu și unui climat de siguranță în cadrul societății. Și anume aflarea problemelor care se confruntă cetățenii zi de zi și, nu în ultimul rând, adresarea către organul polițienesc și către celelalte subdiviziuni specializate a Ministerului Afacerilor Interne, în scopul, cum am spus eu, menținerea unui climat de siguranță în societate. По пожарной безопасности, если вы увидели где-то пламя, где горит, то сразу набираете 112. Если вы возле очага, сразу покидаете это место, чтобы не повлечь, то есть вред здоровью не причинить себе. Также еще есть одно у нас, как бы, в зимний период, вы знаете, образуется лед на озерах, на городском, на Комсомольском. Ни в коем случае не ходите на лед, потому что бывали случаи, когда даже дети и взрослые проваливались под лед, и их не могли спасти. То есть это очень опасно. Если вы даже увидите, где-то будете мимо проходить, тоже звоните 112. Își va face apariția unui echipaj de carabinieri sau de poliție care vă acorda ajutor dumneavoastră. În caz contrar, de cunoașteți din colegii dumneavoastră care sunt predispuși de a consuma substanțe narcotice, anunțați numai decât profesorul sau organele de poliție. Și nu în ultimul rând să nu uitați din normele antiepidemiologice, că deja virusul încă nu a dispărut, să vă protejați pe voi și familia voastră, în ultimul rând, și să nu fiți pus în risc. Sub egida Ministerului Afacerilor Interne se desfășoară compania Bună Ziua în contextul activității polițienești comunitare, cu scopul ca cetățeanul să simtă în siguranță în mediul unde el locuiește și să apeleze cu încredere către organele de forță pentru obținerea ajutorului necesar. За включение правил безопасности по COVID-19. Дай Бог, чтобы он нас... Соблюдать дистанцию, носить средства защиты. Все носим.